Da, poliția nu pus acolo în cușcă, în intrațile lor. Eu îmi risc, risc mult. Fiecare risc ceva, eu tot înțeleg. Dar și risc ceva de parcă ar fi nimic. Eu dacă și eu risc universitatea tot pentru chestii de astea, da? Dar nu mă mai uit la nimic. Hai, dar vin te rot așa. Nu, dar mare treabă. Dar dacă stac eu, stac restul. Noi ca organizații declarăm că o să ne retragem. Dar voi ca persoană îți faci mai departe. Voi sunteți de 10 ori mai puternic decât o organizație. Tu ca persoană poți să declari ce vrei. Poți să declari treaba ta. Tu dacă este, poți să-ți faci harakiri dacă faci la viață, îți dau foc. Ai văzut că doamnă faci de câteva săptămâni în proces. Și la vârsta mea, noi credem eu că... nu am vârsta de 20 de ani, că am mus aici și mâine dincolo. La 40 de ani e mult mai greu să găsești un loc de muncă. Chestiile astea se iau în considerație. Se iau. La 40 de ani, de mult mai angajează nimeni. Da, place. La 50. Astea sunt chestii care, la prima vedere, par ridicole și nesemnificative. Și contează, adică trebuie să sacrifici. Bine, înțeles, atunci care e rost să mai veniți așa cu noi? Să veniți în bar, dacă vă temeți. Băi, stai un pic, noi considerăm că aici în bar, că înveți ceva, nu comunici cu oameni. Fiecare e corect. Eu vreau să aud o părere. Ascultă părerea, da? În primul rând, bine, eu nu am interesul pe care le ai tu, sincer. Eu nu sunt patriot, nu sunt anti-român, dar nici pro-român. Eu am cu totul alt interes. Am dreptul să am interesele în ele. Mie nu mă interesează soarta, de exemplu, poponarilor, cum spune tu. Care e diferența între bombonar și poponar? Poți să-ți spun o diferență, da? Vrei? Spune-ți-o și... Dar te interesează în continuare? Da, te interesează? Poponarii nu-ți găsesc nimic de tine. Absolut cu nimic. Ți-ai luat un caos și numai că ei nu te agresează, prostește cum o faci tu. De exemplu, nu te numesc heterăleu, nu te numesc vaginaș, sub alte aspecte. Te respect. Deci te-aș ruga de viitor, dacă lupți așa de tare, ești un patriot atât de înflăcărat cu țara asta, să respecti toți cetățenii ei, indiferent de gusturi sexuale. Degeaba ești așa mare patriot dacă îi disprețuiești pe cei care ar putea eventual să-ți fie aderenți, partizani, să te susțină. Dacă vrei să te susțină în lupta cu România, cu toți ceilalți, trebuie să-l respecti, nu? Ca să mă piși și pe România și pe toți ceilalți. Este unul din obiectivii europeane. Exact, adică de ce mă unesc cu o țară homofobă, cu o țară asta îmi primă special, să nu mă rog. Dacă eu sunt... Coșmar! Sunt desprețuit. Ce faci acolo? Unid? Asta a aruncat-o, poliția aici. Deci fiecare care vine aici în parte are interesele lui specifice. Deci nu aștept dacă toți oamenii vin. Să aibă, știi chestia asta. Păi atunci de ce mai vin? Vin, poate întâlnesc cineva care are idei ca și mine. Eu am întrebat cu ei, dacă mi-e vorba să nu mai facem niciun fel de acțiune proteste, nu are sens în statul ăsta să mai faci proteste. Păi da, dar asta o declari. O declari forurilor internaționale cât este interzis dreptul ăsta. Rezonanță, impactul. Păi da, o declari, dar nu mai și nu mai faci atâta timp cât îți pui în pericol existența, nu știu, în secolul 21 nu mai are rost chestia asta, că eu nu trăiesc în campus. O mă rămân 3 oameni care pot să mai spun ceva liber? Poți să spui ceva liber? Unde? În fața internelor poți spune ceva liber? Hai du-te și încearcă. Da, am spus-o. Adică tu consideri că în fața internelor poți spui liber? Când ai spus? Am spus-o? Când? Suntem țară liberă. Hai că și azi avem autorizație. Mergem acum la interne să protestăm. Acum mergem. Acum la interne. Eu încă. Gena, scoate autorizația, dar n-avem lozinca neagră, da? Ia uite în geantă. Nu știu asta la pușcări, dar nu s-am ne ducem cu colorul. Eu nu am. Nici nu trebuie că. Autorizația pentru azi noi? Autorizația am, dar nu am lozinca. Mesajul lui Gică că dacă la 20 hai la 30, îți poți permite acest lucru, da? La 40, la 50, deja nu poți permite. Corect, am să ne-am întâlnit cu colegul, un cunoscut de-al lui, că nu știu, și spun că noi la timpul nostru am făcut... Când ești oameni, de exemplu, tu ți-ai cucerit drepturile elementare, le ai. Eu nu am drepturile elementare. Ca să încep cu chestii generale, patriotice, eu întâi trebuie să-mi cuceresc drepturile elementare, înțeleg? Scuze-mă, te dragi, ce mi-a plăcut? O să că dacă nu-ți cunoști drepturile, înseamnă că nu le ai. Nu le cunosc. Le cunosc, dar nu le am din cauza a unora ca ține. Sau ca ceilalți, exact. Nu le am, că ca să le ai, trebuie ca să tu mă îndoiesc. Majoritatea se tem de chestia asta de genul, cred că o să afli. O să-i spună ghicitori, care e deosebirea dintre bombonar și poponar, care e deosebirea dintre asta, dar o să arăt tiera tot cu degetul. Chestia asta, la nivel formal, nu înseamnă nimic. Dacă permanent, o să ghiuntească, o să arăt. E că este așa, e că este deseam așa. Autorizația pentru perioada ce asta e. Și când acei de lângă tine se vezi ca de dracu, să lupte pentru și idei calitale. Tu ai ieșit la o demonstrație gay.
ții drepturile homosexualilor. Pentru că nu gata încă așa. Nu ești de gata, da, da. Pretinz că ceilalți homosexuali ar trebui să te respecte. Dar eu nu pretinz. Nu sunt sens, adică ar trebui. Imaginează, bine, e adevărat, dar imaginează de ce te temi. Crezi că o să-ți ceară să faci sex cu ei? Nu. Nu, și atunci de ce te temi să ieși? Doar am alt principiu în viața asta. Nu, în sensul că, dar ai vrea ca homosexuali să militeze pentru unirea cu România, nu? Și imaginează. Eu nu vreau să aud, dar pentru mine asta e exclus. 10% nu-ți ajung pentru unirea cu România. Și ăștia sunt homosexuali. Și nu pot. Argumentul lui. Lasă, nu trebuie argument. Asta sunt principiile lui. Sunt principiile lui. Exact. 10% n-ajung pentru unirea cu România. Și ăștia sunt homosexuali. Și nu vor. Nu vor, și tu nu poți să unești cu România. Dacă ei nu vor, asta e problema lor. Și o străiești în țara asta. Știu, trebuie să mergem cu toți și să înțelegi că ei ar trebui să sună pentru că... Păi da, lobi sigur, dar de ce interes ar avea ei să militeze pentru unirea cu o țară în care nu o să aibă niciun drept? Și o să trăiască cu oameni ca tine. Mai degrabă în România să ai mai multe drepturi decât dacă... De ce să? Că acolo sunt mai credincioși ca aici. Acolo sunt mai credincioși? Sunt mai credincioși, sunt cu principii religioase. Eu mă tem să mă unesc cu România. Eu mă tem să mă unesc. Păi da, dar acolo sunt mai mulți și biserici la tot stâlpul își fac cruci între. Și din... Și dacă eu stâlp așa, gata. Și la noi aici, în țară nu sunt. La nordul Moldovei, de orice acolo, la biserică nici nu duc. Răstignire, știi? Unde există intoleranță de orice gen, deci drepturile sunt lizate. A problema nu e numai de religie puternică, acolo înseamnă că drepturile sunt cam minim. A, de atâta Chișinău plin cu biserici. E? Problema unui în religie sau în biserici. La noi comunism, cum poate fi religie? Care comunist? Iar comunist. Cum, da, Voronin unde se face cruci? La biserică? Voronin unde se face cruci? Cum ai, dar una s-a sfințit. Trebuie dată jos și le poți să urmezi. Curățenie în țara asta. Știi care mi-a plăcut? Este sunt niște cărți, am editat pictorii contra curulești și acolo este, mi-a plăcut o caricatură. Lupul în marginea pădurii, un iepuri, pădurea tăietată, iepurile complacat, scrie pe dânsul. Votați lupul primul gospodar din pădure. Voronin primul religios în țara asta. Da, când am avut televizor, acum mai ne se întoarce. Păi alta e problema că noi nu ne solidarizăm niciodată. Poți să viață, există turistii și ăsta. Eu nu mă pot solidariza cu tine. Cum mă solidarizez dacă avem obiective diferite? Deci mâine, nu, corect, noi avem obiective diferite, dar eu și studenții care mă... Și alții studenți și la rândul lor tot au obiective diferite. De ce crezi că ești toți ca tine? De ce eu mă organizez? Majoritatea mă. Fiindcă pe fiecare pentru... Nu toți ca tine, ce mâine și... Unul are interes cu tare, unul are cu tare și de cel mult ieri sunt acum algașeni. Meschini, mărunt. Meschini, așa ți pare ce? Da, vreau să termin facultatea și să mă duc în Statele Unite străie sau un an. De ce? Pentru că n-are drepturile aici. Dar ce nu lupt pentru drepturile lui aici? Pentru că sunt niște mișinoși, niște măgari lângă ei. Dar eu îi văd să duci pe lângă profesor și om, sport frumușel, să-i pui nota 10, să-i pui nou, să aibă bursă, să aibă nu știu ce. Și încearcă el să facă gălăși. Ca solidarizare, atunci trebuie să cedezi la tine. Cum cedezi? Cedând? Cum cedezi dacă eu în rând cont de interes? Îi pui problema în față și îi spui, dă să faci o adunare. Tatiana e martor. Câte ori la universitate la noi s-a făcut ceva, spun studenții. Și el, de exemplu, militează pentru salvarea crocodililor. Zici, minima doar în cur crocodile. Pentru că la noi Moldova nu-s crocodile. Dar bine, sunt doar crocodile, na. Ai putea de treaba lui dacă are devieri de la normal. De ce ceri să e jumătate să bolnavi? Mă cus cer dacă eu merg problema Camilo. El vrea solidarizare, dar de același timp cine noi seamănă e bolnav psihic. Cu devieri. Cine noi seamănă cu devieri. Dar vrea solidarizare. Dar unul îi place alunii, unul vrea să îi plac veverițele și când spune, hai mai salvăm veverițele din păduri, nu, mine mai interesează unirea cu România. Nu, pe mine ăsta e un ideal sublim, nobil, unic, cu care merită să luptăm. Hai să solidarizăm noi cu chestia asta. Dar restul de viață. Băi, la noi în Moldova trăiesc cea mai bine trăiesc, dar vrea să-i folosească de carne de tot, știi? Mergi cu noi, dar taci din gură, nu spui cine ești. Bun, și când ați trebuiască drepturile tăi, le apărăm. Pa, uite dracu, nici măcar o de asta pe internet. Azi că Dorin să le apere, el e liberal. Marca asta, că Doamne ferici, nu ne ia drept homosexuali. Nu ne amestecăm. Dar știi la așa mai juțul, la așa idei. În Republica Moldova trăiesc toți cei care fac parte din minoritățile. Sexuale? Nu. Așteaptă minorită. Că să-i chise din păcate. Asta e foarte bine. E minunat. Nu, așteaptă, deci, mură, mură. Mari, și majoritatea românilor de suc deștiu. Deci toi ajuns minoritățile. Deci toi ajuns la o concluzie. 3% de parazit. Toi ajuns la concluzia asta, că majoritatea sunt minorități. Înseamnă că trebuie să elaborezi o strategie. Eu majoritatea minorități? Tu așa ai spus, majoritatea trebuie să minorități.
trăiesc bine minoritățile, dar n-s majoritatea, pentru că nu-s majoritatea. Ei nu-s majoritatea, dar în schimb... Majoritatea sunt oameni care mătru prin parcuri, sapă, dar minoritatea... Și cum îți explici? De ce? Pentru că suntem mai buni băieți. Buni băieți. Că așa. Olepa! A, trădătorilor la pepeni, rodi. Trădători, ia că uite, filmează trădătorii. Uite, ia că așa ne-au părăsit că nu merită un președinte comunist. Nu-i corect. Eu am interes, da? Eu îți doresc să nu-ți dăie viză. Republica să nu-ți dăie viză. Să nu-ți dăie viză. Și eu cred că prin asta, prin integrarea mai multor familii din Basarabia cu Moldova, din cu România, o să vă faci unire. Dați-le voie plăcăilor Basarabia. Bine, peste prut. Da? Da. Noi rămânem și fără dami, și fără integrare, și fără țară, și fără nică. Să nu-ți dăie viză, să nu te duci deci. La pepeni. Copii la pepeni. Ca să vă obții o majoritate cu favorabilă ție, trebuie da. Să ții cont de interes și interesele altora. Da? Deci uită că ești majoritar și încearcă să coptezi minoritari, respectându-le și implicându-te în drepturile lor, să aibă și ei drepturi în soarta lor. Că așa numai cu chestii de toleranță, da, nu-i suficient. Trebuie să pui umărul și tu, cum pune el umărul. Dacă el pune umărul pentru diavolurile tale, și tu la rândul lor trebuie să susții. Că altfel, asta înseamnă în Biblie, de fapt, pentru toți și pentru unul. Care cu grija pentru aproapele. Nu cuvinte de astea abstracte. Din grija pentru aproapele, asta înseamnă să te implici și tu în problemele lui. Dar nu numai cu cuvinte abstracte, da. Dar numai ca să scadă el. Dar vrei în același timp majoritate. Cea mai mare cedare ar fi indiferența pentru minoritățile sexuale. Dacă și-ar putea să... Da, altfel cum. Că să nu-i agresezi nici într-un fel. Da, altfel cum. Sau să-i pedepsezi sau să-i... Da, altfel cum. Bătaie sau ignorez și gata, ei pentru mine nu există. Ei, bătaie. Și atunci, dai... Lasă și construiască deci, singur. Bine, hai, 10% sunt homosexuali, 5% sunt găgăuzi, 6% sunt ruși, 7% sunt... Super... Păi stai puțin, dacă să-i unești pe toți, cam rămân cam puține... Nu rămân, rămân destui. Câți rămân? Vreo 70 ceva de procenti, 73, 73, câți procenti sunt români? Român. Dar din români știi câți sunt homosexuali? 10%. Și-ap câți știi pentru de români câți militează pentru drepturile veriților? Pentru drepturile veriților. Dar eu am văzut că nu a fost ultima demonstrație. Dar dintre ei știi că ți-ți scrie pe CD-ul și sunt împotriva ta? Da. Dar la ultima demonstrație tu știi că eu n-am fost. În România? Da, în România? Nu, eu nu aici. Așa nu mi-o permis, am înțeles. Da, dar tu știi că... Nu mi-o permis, corect? Dar tu știi că eu, de exemplu, nu m-aș duce la demonstrație. Dar eu am văzut în România cum a fost demonstrația cu moșeșoară și erau aruncați cu chetre și fugăreți și bătuți. Corect, da. Asta e bine, da? Așa trebuie să fie. Dar eu i-aș grămădi într-un oraș, puteți ăștia, în Sodoma sau Gomora și două bombe. Izolat. Ce că mai e treaba lor, băi, nu mai, eu mă râd. Băi, tot e om. Eu mă râd. Nu, băi, eu mă râd. Eu sunt optimist. E așa la om, e treaba lui și iubește-l, corectule? Și nu-i place să iubească, las să fac copii între dânsi și nu mă interesează. Eu vreau să trăiesc în țara mea ca român. Nu mă interesează nimeni minorități. Noi avem grijă mai mult de minorități, să-i susținem, dar noi majoritatea românilor uităm că suntem române, îmblăm cu tricolor pe umea și strigăm în parc și nici măcar și uităm. Și a doua la facultate, rușine spui că ai fost în parc. Sau că ai vorbit. Bă, în momentul când vrei să ai un aliat, te implici, deci ții cont de interesele lui. Că nimeni nu e atât de prost încât să lupte pentru interesele tale, uitând cu totul de ale sale. Știi cum se numește asta? Alienare. Păi, te lași alienat un an, doi, trei, dar mai îți vin mine de la cap. Bă, unde m-am pornit eu? Eu lupt pentru interesele cuiva și ăsta dau cu ceva. Eu scârpă. Servit interesele cuiva. Mă doar în curs. Uite, pe mine mă doar în curs de interesele cu România și interesele majoritare. Treaba lor, fac ce vor. Eu nu o să militez împotriva. Eu mă doar într-un loc bun. Cu Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană, nu mă interesează. Păi tocmai, pe mine asta mă interesează. Comunitatea Europeană și Uniunea Europeană. Eu aș vrea, de exemplu, să devin cetățean cer. Pentru că știu că o să am mai multe drepturi ca în România. Da, eu știu că acolo au drepturi. La ce înțelegești mie să mă duc? Eu pot să mă duc în Cehia și de acolo vin la mormântul lui Ștefan o dată în fiecare lună și pun flori acolo. Dar eu vreau să mă duc în Spania. Cu salariul din Cehia și corect. Cu drepturile. Păi atunci, pentru ce mai trebuie să mai lupt pentru drepturile cuiva? Deci eu nu o să vin. Există mai un risc mai mic să mergi din mință în Cehia decât în România. Nu, dar ce dar în principiu, de ce nu îți faci o viză sau un pașaport și să mergi în Cehia, în Germania și să